Credeți că se mai poate repeta catastrofa de la Auschwitz? Nu. Nu pot să repete și să spun dumneavoastră de ce. Vedeți că se vadă și numărul. B14849. Uh-huh. Așa vă chema pe dumneavoastră? Asta era numărul meu, da. Și numele? Asta era numele în acest moment. Da, asta aveam avantajat, că în acest moment erai cineva, aveai un număr ca Vita. Până când n-aveai număr, nu se știa nimeni. Deja zvonul venea că Mengele a intrat în lagăr, știam că ceva ne așteaptă, că vine Mengele a intrat în lagăr. Și atunci căutam să mă, cât pot să mă ocrotesc. Deja nu mai eram nou. Ați spus că sunteți cel mai tânăr dintre cei care au supraviețuit acolo? În România, categoric, asta spun, că am eu datele statistice. Vreau să-mi povestiți unde v-ați născut și cum ați copilărit. Sunt din localitatea Miercurea Nirajului, județul Mureș, unde am și copilărit. Am făcut școala primară tot acolo. Sunt născut în 1930, teritoriul românesc. În perioada copilăriei am fost foarte bine integrat în societatea respectivă, maghiară. Localitatea este dominată de o populație maghiară, de secui, cum se zice. Chiar aveam un accent în limba maghiară a lor, un dialect anume, dar mă rog. Faptul că prietenii mei tot era de regulă tot din copii din societatea respectivă, din școală. Nu pot să spun că în anii copilăriei eu am cunoscut că de probleme etnice. N-am cunoscut, n-am simțit. Nu a existat discriminări. N-am simțit. Autoritățile erau românești, funcționarii de regulă, majoritatea, mă rog, și părinții era bine integrat, părinții s-au ocupat de comerț și cu relații foarte bine a fost cu autoritățile locale. Deci, am făcut școala primară până la clasa 5-a, inclusiv în localitate. În 1940 apare dictatul de la Viena. Aveam 10 ani, când localitatea, inclusiv Miercurea Nirajului cu Târgu Mureș cu tot, trece sub autoritatea maghiară. Regimul Hortist era. În acest moment am început să simt că aparțin unei alte etnii. În ce sens? În mod concret. Prima dată a fost făcut o listă neagră, așa zicea listă, atunci am auzit prima dată lista neagră, în care erau trecuți vârful comunității evreiești. Pe motiv că ar fi fost loial autorităților românești. Și într-adevăr, într-o zi, încă prima etapă era o autoritate militară în Transilvania de Nord, a venit un grup de tot jandarmi, de un alt tip de jandarmi, nu tot cu pană de cocoș, dar mai scurt, și adunat pe toți evreii, inclusiv preotul român și soția, care era gravidă, a dus la granița română, maghiară, la Sânt George de Pădure, și a fost bătuți crunt, foarte crunt. Preotul cu soția n-a mai venit înapoi, că a trecut granița, că a trebuit să jură că pleci. Mă rog, sigur că tatăl meu și ceilalți au venit înapoi, fiindcă avea familie aici, altfel cred că trecea dincoace granița la timpul respectiv. Deci am simțit problema. A doua chestiune, că tata a fost oprit fiindcă această ocupație care avea el a devenit monopol de stat, deci n-a mai putut practica. Deci a trebuit să trăim din ce putem. Tata, la un moment dat, a fost dus pe front
la muncă obligatorie, pe cotul Domnului. În ce an? 41, 42, așa ceva. 42. A fost, de fapt, primul detașament de muncă obligatoriu dus în Ucraina. Părinții mei, care insistau și foarte mult dornici era ca să studiez, avea asta un vis, fiindcă vorbim de vise. Asta era visul cel mai mare al părinților? Cel mai mare, da. Eu o să fiu, dacă se poate, medic, ca să zic așa. Deci, și am fost înscris cu o bursă redusă la liceul evreiesc din Târgu Mureș. Motivul era clausus nullus, nu eram primit la liceul de stat. De ce? Maghiar. Ca evrei. Era clausus nullus, da, nu eram primit și atunci am mers la liceul evreiesc. Sigur, acolo învățam tot în limba maghiară. După aceea, a venit înapoi pe front, dar situația noastră materială n-a mai permis ca și anul 2 să fac la zi și am făcut adică particular, cum s-ar zice. N-am putut să mai dau examenul prin faptul că între timp am fost deportat, adică deportările aveau înainte să fie examenul dat pentru anul 2. Dar ce simțiați în momentul în care, nu știu, erați oprit să mergeți la liceul de stat maghiar? Foarte. Adică simțeam această chestiune, fiindcă, cum să spun, o izolare. Am simțit o separare. În mijlocul lui martie, 44, Ungaria este ocupată. Ungaria apare ca ocupat de armata germană. Din acest moment, imediat, este introdus purtarea stelei galbene. Stea galbene la diametru de 10 cm. Era o severitate foarte mare. Sigur, erai bătut, era atacat de elemente extremiste, care era destule, nu era lipsă de partea aceasta a autorităților de acolo. Inclusiv această politică era susținută și de autoritățile locale, nu numai de anumite persoane. La ce vârstă vi s-a pus steaua prima dată în piept? Păi când a intrat, aveam atunci când 14 ani. N-aveam încă 13 ceva, că în octombrie făceam eu 14 ani, 13 ani și ceva. Și părinții ce v-au spus? De ce? Păi și ei trebuia să poarte. Și ce vă spuneau părinții dumneavoastră? Cum vă explicau situația? Erați un copil. Părinții erau disperați, fiindcă era frică să ieși pe stradă, avea elemente huliganice care au spart geamurile evreiești. Adică stăteați în casă și vi s-o spart geamul? Da, da, da. Seara venea și lovea și spărgea geamurile, da. După ce a intrat trupele germane, cred că autoritățile maghiare, ortiste vorbesc aici când vorbim această chestiune, cunoștea perspectiva, viitorul, început să cheme pe evrei mai în vârstă și se punea la torturi ca să spună dacă au avere, bani sau, cum îl cheamă, aur, adică adică aur ascuns sau să predea. Torturile era cam bătea la talpă, cum spunea mie, că mrețiu copii pe fund și pe talpă. Eu nu cunosc în localitatea mea, citind ulterior de la alții care au investigat chestiunea, spune că la femei multe ori băga și la partea vaginei electricitate ca să creeze anumite adică dureri cu chestiunea asta. Deci asta era la bătăi, tortură în sensul acesta, ca să spune ce s-a întâmplat dacă ascuns aver. Deci asta era. Și spre sfârșitul mijlocului aprilie, într-o dimineață, cu noapte în cap, jandarmii bătând în geam, imediat luați un pachet, o greutate până la 30-40 de kilogram putea să ia fiecare ce poate și ne-a dus la școală pe toți, toate evreii acolo din localitate. Și ne-a ținut acolo vreo 3 zile, 4 zile.
După aceea ne-a dus la Târgu Mureș. Și unde dormeați, claie peste grămadă? Pe jos. Pe jos. Adică fiecare ce am luat cu noi, dar pe jos, adică întindea pe jos. Și era acolo, acolo ieșea, ne ducea cu jandarmii la spălat, că era râul Nirajul, în spatele școlii era acest râu. Și ne duceau acolo. Când Germania a ocupat Ungaria, adică a intrat în Ungaria cam 15 sau 17 în luna martie. Deci o lună a durat până când această organizație cu deportările. Și deci am stat acolo la școală. De acolo, după vreo 4 zile, după cât amintesc acum că n-am o cronologie exactă, fiecare familie a fost mobilizați niște căruțași localnici cu cai și fiecare cu o căruță ne-a dus, adică cu boarfele existente, la fabrica de cărămide din Târgu Mureș, strada Corunca. Acolo era un fel de ghetto acum. Eram cu familia, acolo când am sosit, am găsit bunicii din partea mamei, că la partea tatei nu mai erau decedați, și rudele din partea tatei și mamei, restul de rude, verișori, cumnați, etc. Mă rog, noi ne-am cazat, unii era cazat, s-a făcut afară niște corturi improvizate, nu corturi despre care vorbim acum, din cerceafuri, chestii cu bețe. Noi ne-am cazat în cuptorul de ars cărămidă. Acolo ne-am instalat cu bunicii. Era bunicii și tata fiind bărbat, era singurul între femei, mama, bunica, cumnata și verișorul care era cu noi, fiindcă bărbatul lor, adică cum ar fi unchiul mie din partea mamei, era pe muncă obligatorie, dus pe front, tot în Ucraina. Și deci familia a fost depărtată. Și ce a stat, eu știu, vreo 2 săptămâni, nu rețin exact cât am stat în condiții foarte nenorocite. Nevoile a făcut-o pe un deal acolo, unde a pus o grindă și fiecare așeza, mă rog, femei, bărbați, spălam unde puneam, venea pompierii cu mașina. Ei, acum am auzit ulterior că în acest ghetto ar fost vizitat și de Eichmann, dar eu nu mai rețin exact, fiind copil, o fi fost undeva în acel moment. Și vă păzea cineva? Sigur că da. Eram plăzit de jandarmeria maghiară. A încercat cineva să evadeze? Nu cunosc. Se putea. Cred că se putea. Dar noi nu credeam că vom fi dus în afara Ungariei. Era zvonul că vom fi dus pe pusta maghiară, asta era zvon, Hortobai, dacă ați auzit. Cum la noi este zona asta a Muntenei, la ei are o pustă între Tisa și Dunăre, zicea Hortobagi. Teritoriu, orice caz, destul de mare. Că am fi dus acolo la muncă, nu știu ce fel de muncă. Mă rog, asta era în mintea. Nu aveam credința că vom fi adus chiar când eram în tren. Imediat ajung acolo, deci după vreo 2 săptămâni, 10 zile, acum n-am exact cronologia, am fost anunțat că să ne îmbarcăm în tren, în vagoane de astea de vite. Cam 80 de persoane, cam asta era într-un vagon în medie. Mă rog, ne-a dus pe jos de la fabrica de cărămide până la gara din Târgu Mureș și după cât știu, urma a fost în 2 transporturi, 3.000 odată și încă un alt transport diferent, încă cam atâta sau mai mult. Orice caz, în 2 transporturi am fost dus încărcați în vagoane. În vagoane, sigur că da, acolo eram închis complet. Decât fereastra aia mititică, care unde primeam aer, nici apă, nimic nu ne-a mai dat. În orice caz, în vagonul în care am fost eu, n-a murit nimeni, hai să zic așa. Erați cu familia? Cu familia, cu bunici.
Și cu părinții? Adică părinții mei, adică familia, bunici și cumnata, cu verișorul. Atunci Cosice a fost teritoriul maghiar, ca și Ardealul de Nord a fost el, acum aparține Slovaciei. În Târgu Mureș până la Cosice, câte ore? Păi 9 ore, cam mai mult de o zi, cam 2 zile. Oprire, n-am mers. Și se oprea trenul, cum vă făceați nevoile? Cum? Nu, acolo. Avea niște hârdăi acolo, care avea nevoie, nu se oprea. Până la Cosice noi nu ne-am oprit trenul. La Cosice s-a oprit prima dată trenul și acolo a deschis ușile, a venit iar autoritățile astea care ne păzea pe drum, tot ortiste. Dacă mai avem stilouri, ceas, bani, ceva rămas. Mă rog, cine a avut a dat, cine n-a avut n-a dat și acolo a lăsat să coborâm, să facă nevoile. Ei, la Cosice pierdem identitatea. De la Cosice am fost predat autorităților germane. Aici ne-a preluat. Deci nu mai aveam nume nimic decât număr. În tot acest timp ați fost bătut vreodată? De când, de la Târgu Mureș până la... Eu personal n-am fost bătut. Am fost acostat la școală când ieșeam huligan, la școală evrească, să ne... tineri de ăsta, dar nu... n-am fost chiar bătut. Cum traduceați vina pe care o aveți? Că cineva spunea să sunteți vinovat că n-ai voie pentru că... Ce înțelegeați dumneavoastră? E foarte greu de explicat. Psihologic, mai bine zis. Exact. E foarte să explic că de ce eu, pentru faptul că eram evreu și integrat foarte bine în această societate respectivă și ca limbă și ca obicei și cu tot, și trebuie să avem această chestiune. Atunci când ați fost, să spuneți, discriminat, copil fiind, existau tineri, prieteni, oameni care nu erau evrei, dar care să vă susțină? De localnici n-am observat să ne susțină, deși eram foarte apropiați de el. Îmi dau un exemplu. Când ne-a dus cu căruțele de la Mercurea în Iraj, la Târgu Mureș, în ghetou, un geam n-a fost deschis unde să facă un semn de încurajare. Populația avea teamă, așa cred, era teamă. Păi nu mai vorbesc că imediat cum ne-a dus pe noi în la Mercurea, cum venea toboșarul, că așa cu toba era comunicatul. Cel care a ascuns obiecte de la evrei, nu știu ce, așa mai departe, să predea că altfel vor fi închiși și așa mai departe. Deși populația avea o teamă, era o dictatură fascistă. Înainte de a ajunge la Târgu Mureș în ghetou, știați ceva de Auschwitz? Nu. Nu. Dar cunoșteați că acolo se întâmplă ceva? Nu. Nimic. Mintea noastră a fost că nu vom fi scoși din Ungaria. Dar ați auzit de Auschwitz? Nu, nu. Nu se știa nimic de localitatea Auschwitz? Nu, nu. Ce era necunoscută localitatea. Nu, nu. Eu cred că poate că aici a fost și o vina comunităților noastre că nu ne-a informat, că nu cred că din Ungaria, la nivel central, să nu fi cunoscut treaba asta. Când am ajuns la Cosice, atunci am dat seama că vom fi scoși din Ungaria, dar nu știam unde. Ei, de la Cosice am stat cam, cred că o zi jumate, două, cât am făcut cu trenul la Auschwitz și nu uit niciodată că am făcut o oprire cu trenul la Cracovia înainte să intrăm la Auschwitz și la distanță din gemulețul ăsta am văzut o fată de la un bloc care uita pe geam, adică ea în libertate, eu aici, adică e un fel de care a rămas minte și acum. Am ajuns la Birkenau pe perenul acela de gară și acolo vedeam lagăr, era luminat, câte o mai vedeam mișcare. La un moment dat a deschis ușile, a năvălit niște indivizi, folosesc așa, haine vărcate, o să spun cine erau ăștia, țipete, urlete, ceva, te erai zăpăcit, la secunde, te-a gonit
din vagoane. N-am putut nici să rămân, să sărut pe mama sau ceva. Nu mai vorbesc de bunici și ceva. Când ne-a colonat, să mai spun, am văzut, atunci ăsta a rămas în amintire, am văzut pe mama, la distanță, la o altă coloană de femei, pe lângă ea cumnata cu verișorul. Și vedeam că un ofițer, nu știam eu încă că Mengele, poate că nici n-a fost el. Stânga, dreapta, cu bastonaș în mână. Tata era cu un prieten înaintea mea, eu după tata. Măi, Otto zice, dacă te dirigează dincolo, rămâi cu... Am uitat numele băiatului, era mai mare ca mine și mai înalt. Rămâneți împreună, să nu vă despărțiți. Adică... Eu habar, când am luat tata, eu după el. N-am habar, că mi-a dat stânga, dreapta, am rămas cu tata. Și ce însemna stânga, dreapta? Deci stânga era moarte, dreapta era viață. Asta era... Când ziua aceea era oamenii lichidați, asta fără probleme. În acea zi era numai cei care era la dreapta, stânga, în acea zi a fost dus direct la camera de gazare. Deci, cei care am rămas aici în viață, în acel moment, ne-au încolonat iară și ne-a dus la baie. A luat haine tot de pe noi, cei care era bărbați, a depilat-o, mă rog, vai de ei, eu eram copil, n-aveam probleme cu treaba asta. Am impresia că nici cu părul, că eram scurt, că altfel te tundea. Și a dat haine vărgate. Și ne-a luat, ne-a dus într-o baracă, în țigani lagăr. Atunci încă țiganii erau acolo, la Auschwitz, nu erau omorâți. Dar eu spun că nu puteai să te culci decât să lași pe vene, așa de mulți eram băgați în baraca aia. Toate lagărele erau organizate în felul următor. Exista comandantul german, comandamentul. Dar în comandamentul german eu n-aveam treabă decât la apel. Restul eu n-aveam treabă cu el sau o să vorbesc separat când venea la selecții Mengele. Restul, ca închisorile noastre, era șef de lagăr, Lagereltester, adjunctul de Lagereltester, era din deținuți. Adică toată conducerea de lagăr era din deținuți, deci eu cu ăștia aveam de-a face, nu cu germanul. Și cel care mă persecuta în mod direct, cel care fura din mâncare în mod direct, cel care toate făcea asta, asta făcea cel de ăsta, nu neamțul. Neamțul nu aveam de o treabă, adică neamțul ger, SS-iștul sau ce era această... E sigur, dădea dispoziții, dar eu cu care am Häftling, ca așa zicea nouă, Häftling, eu deținutul cu care aveam de-a face era, cum să spun, organizarea internă. Tata, la un moment dat, totuși a devenit... El era original din bandul de Câmpie, lângă Târgu Mureș. Acolo era foarte mulți romi și el vorbea țigănește, foarte curios. Și din cauza asta, rar se întâmplă un nețigan să vorbească limba. El vorbea limba. Și a început cu țigănește și ăștia... Bine, tata a mai inventat că tata a fost țigan, că mama nu știu ce de acum de știe, mă rog, o poveste, dar n-are importanță chestia asta. Faptul că au intrat în anumită grație, hai să zic așa, a lor. Acolo era apel, adică seara făcea apel. Ăsta făcea german, vine un ofițer german sau subofițar, el număra. Și la un moment dat zice așa, vedeți că nu știam ce acolo, nici atunci, eram naiv. Zice, toți copiii care au sub 16 ani, să iasă afară.
Tata zice, Otto, scoate pieptul, arăți că vi filiar bizdu, în germană, eu, Zechstern. Alții tot așa, nu, dar a ieșit, nimeni n-a ieșit, fiecare vrea să rămână. Urmă zice așa, uite care e problema, adică, mă rog, eu vorbesc cu cuvintele mele, el altfel, că ăsta traducea, că la vorbea în germană. Uite, zice, noi avem documentele și verificăm și dacă nu ieșiți, toată familia va fi împușcată. Adică mă referea la mama, bunici, etc. Ei, când am auzit treaba asta, vor fi împușcați, un grup destul de mare, care eram din Târgu Mureș, majoritatea foștii mei colegi de școală, liceu, am ieșit. N-am mai văzut pe tata din acel moment. Dar am auzit vocea, că vreau să văd copilul. Și nu a lăsat, n-a fost lăsat, ăștia, tot de supraveghetor, ca să vină să mă mai vadă. Ultimele cuvinte a fost înainte să ne despărțim, ca ne dacă ne desparte, locul nostru va fi în Palestina. Nu era încă statul Israel, adică locul unde putem întâlni, să ne, adică ăsta să fie punctul. Adică cam avea în cap că nu mai avem ce căuta aici. Mai era o chestiune când discutam, când dacă vom supraviețui, să povestim că ce s-a întâmplat, că nimeni nu o să putea să închipui că putea să întâmple așa ceva. Adică ce s-a întâmplat cu noi acolo. La Auschwitz, lagărul ăsta, numit Țiganlager, care era deci A, B, C, D, E, lagărul E, ca număr, numărotare, era numit și Verlaisnunglager. Adică, ori pleci în transport la muncă în Germania, ori te lichidat. Adică, lagăr de lichidare, nu ca să stai, că nu munceai nimic. În lagărul ăsta nu făceai nimic. Cred că, în ghilimele pe norocul meu, despărțind de tata, tot grupul ăsta am fost dus în lagărul D. Dar lagărul D era de, lagăr de muncă. Oricum, nu mai eram în Verlaisnunglager. Acolo am găsit, sigur, și în alte părți, din mai alte transporturi, nu numai de aici, o baracă plină de copii. Nu făceam nimica, dar în acest lagăr a fost cazați. I-am spus mai înainte că a venit ăsta în haine vărgate, în vagon care ne agonit. Ăștia era toți deținuți de-ai noștri, dar aleși bine. Nu? Că dacă nu era brutal și brute, nu te alegea. Asta era una din condiții. Noi mai căutam să evadăm din bloc, să mai facem rost de la ei câte ceva. Adică bucăți de mâncare, o bucată de pâine, cred că rămânea lor din tren. Pacoste a venit că la un moment dat în baraca noastră, acolo, după vreo câteva săptămâni, vreo 3-4 săptămâni, a apărut scarlatina. Eu n-am avut scarlatina. Și fiecare zi venea un medic german, dezbrăcam până la brâu și dacă aveai pată, te scotea. Noi la început, tot naiv, credeam că duce la spital, la Riviera, cum ziceam noi, Riviera. Bine, nu, ăla ducea direct la gazare, direct. A spus, era beat într-o zi și atunci a spus ce se întâmplă cu respectiv. Vedeți ce naiv am fost când a spus că să ies afară și am documente și nu mai avea niciun document. Noi credeam că bunicii, mama, ei trăiesc, că dacă nu vor fi omorâți, zicea, repet treaba asta. Crematoriul era înconjurat
cu un gard nu vedeai nimic de la noi, eram la distanță. Nu se vedea crematorul. Decât coșul care ardea, câțiva metri. Câțiva metri flacăra ieșea. Atunci știam deja. De la un moment dat, când am fost ăsta cu copiii care e acolo, până m-am aflat. Am avut un noroc. Noroc în ghilimele. Unul din șefuți, nu șef mare, a unei barăci, unde nu era nimeni, dar venea mâncare. Era un consătean al meu. Și ăsta a luat pe câțiva, nu numai pe mine, din Târgu Mureș, care eram de acolo, și noi fiecare zi spălam acolo, baraca. Era goală? Era goală, da. Foarte rar a venit odată, două ori câte un transport o zi și plecau, adică nu stătea permanent. Și spălam zilnic, spălam această baracă. Dar oricum, fiindcă venea mâncarea acolo, mă rog, venea mai așa mâncarea, ce era asta nu mai discutăm. Bergamuze, așa ziceam noi, această mâncare, un fel de amestec, sfeclă, nu știu ce, dar aveam această chestiune că mâncam orice. Adică mâncam orice. Și cred că asta m-a constat la supraviețuirea mea. De o să spun care era trei probleme acolo mare. Trebuie să ne spuneți ce ați mâncat acolo. Că... Păi nu, ăsta era un fel de amestec de cior, supă. Dimineața dădeau un carcalete de cafea. Carcalete de cafea. La prânz dădea ciorba asta. Și seara tot așa o chestiune. Acum ce se întâmplă? Ei ducea pâine... câte o bucată și margarină, dar aici era altă șmecherie. Multor șefii de baraci n-a dat nici de ce dădea nemții. Margarina în loc să dea așa tăiat, șefii, ei amesteca acolo în găleată și dădea cu lingurița așa, pe pâinea aia. Acum totdeauna trebuie, eu aveam grijă și trebuia să fi avut grijă, aveam un prieten foarte bun, tot aproape de Mercurea Nirajului, foarte bun. Nici cu frate nu puteam să fiu mai apropiat. Hirș, ce chema? Fârsta mea. Totdeauna aveam grijă să avem o porție de pâine rezervă. La Auschwitz, ca să spun, am avut trei mari probleme. Care trebuie să te... Aveam prima dată selecțiile. Periodic, autoritatea germană, Mengele în frunte, făcea selecții. O să spun ce consta selecția. A doua chestiune, mâncarea. Totdeauna, niciodată nu erai sătul. A treia problemă, să te îmbolnăvești. Dacă te îmbolnăveai, știai că ai terminat-o. Cum puteai să te îmbolnăvești dacă n-aveai nicio condiție, nu mâncai? Temperaturile probabil vară erau mari. Era spital, avea spital, te bucai la spital și acolo, pe urmă, te duceai, că nu era nici nimic și făcea selecția. Bine. Selecția însemna că venea Mengele, fiecare lagăr avea și teren de fotbal. Dacă ați fost la Birkenau, la Caps, pe gara, acolo avea teren de fotbal, mă rog. Și a luat o șipcă. Cineva a dus lui și a pus pe cineva să bată în stâlpul porții. Și a luat un băiat mai înăltuț. Păi oricât căutam să mă ridic la picior, nu ajungeam la... Eram prea mic. Și treceam. Ce nu trecea ăla, la stânga, ce era bun de, eventual de muncă pentru Germania. Păi eram, deci aici eram selectat. Întrucât prietenul meu era acolo, eu ca naiv, am intrat în baracă și nu mai puteam să ies. Fiind totuși mai luptător, hai să zic în ghilimele, la un moment dat, când vedeam că lucrurile se îngroașă, am urcat pe stâlp, era geamul barăcii și am ieșit așa, dar era paza și am vrut să păcălesc. Și fugeam deasupra bărăcii așa. Și la un moment dat am sărit ca o pisică, dar dați seama, n-am căzut pe picior. Fugeam, eram cu sport, nu?
Dar m-a prins. Ăla îți urla să mă dea drumul să plec. N-am plecat, nu știu ce. Și aici a fost, am scăpat la secundă. La o altă selecție, eram la bloc, la un bloc cu vârstnici, tot primul rând. Și a venit dintr-o dată, ne-a înconjurat deținuții, aia, capo. Și a venit ăștia Mengele cu doi ofițeri, el era, și cu așa, tot rândul, nu mai uita, selectat. Eu fiind în primul rând, când a făcut această mișcare, când a venit el, am luat la fugă, adică am traversat cum de acolo încoace, m-a văzut cineva, n-a văzut, dar la blocul vecin ăsta era un mărmurit să nu fug la ei. Și am fugit, a fi trăgea categoric. Și era acolo ceva sârmă ghimpată, nu știu cum, am căzat și pantalonul, dar am tras, atunci ai o forță extraordinară. Și la o baracă am tras imediat, fără să fiu băgat în seamă, niște acum nu știu cum, că n-ar trebui să, trebuie să fiu luat așa, nu așa. Și am tras ușa barăcii și m-am ascuns în spălătorie sub niște pături acolo, într-o groapă. Și tot un capod de ăsta venea și am văzut că a deschis și de ea și m-a găsit acolo. Și? A început să urle la mine, în germană, dar și eu urlam. El urla și eu urlam. Cum aveți curajul ăsta? Ce, eu? Da. Urlam, curajul mare. Și a venit comandantul de baracă de la bloc ca să mă duc acolo. Ăla mă știa. Zic, Otto, ce fac cu tine? Zic, dam drumul. Era baraca aia care eu făceam curățenie pe acolo. Era vis-a-vis ăsta. Și mi-a dat drumul. Și când fugeam spre capătul, spre ultimul barac, spre ăla de fotbal, în spatele barăcilor, de selecția s-a terminat, hop, dintr-o dată vinea grupul de ofițeri germani, noroc că nu m-a văzut, că vedea, drăgea. Și m-am băgat acolo. Ei, noaptea a venit, iară niște dăștea, ca să caut, ca să înlocuiască niște locuri care au fugit de la selecție, fiindcă trebuia să aibă numărul respectiv, cred. Ei, în orice caz, norocul meu, deși, mă rog, căutam eu să fiu cât mai lung așa, să mă întinz, eram cu un prieten tot de la Mureș, a scăpat băiatul, Otto, lungește-te, lungește-te, orice caz, nu m-a luat și am scăpat și de la selecția asta. Cea mai mare frică era să nu fiți selectat de Mengele? Da, sigur. Asta era frica... Asta era selecția. Copiii adică erau cel mai speriați de... Cel mai speriat, cel mai expuși. Dar știau de Mengele ce face? Păi cum să nu? Știam acum ce așteaptă. Adică eu acum ce sunt? Eram răcanul vechi în armată. Adică nu mai eram nou, știam. Și când deja zvonul venea că Mengele a intrat în lagăr, știam că ceva ne așteaptă, că vine Mengele a intrat în lagăr. Și atunci căutam să mă... cât pot să mă ocrotesc. Deja nu mai eram nou. Deci, acum îmi dau seama, căutați să fiți cât mai înalt ca să nu fiți selectat de Mengele. Exact, și bun de muncă, hai să zic așa, și bun de muncă. Dar aici totdeauna eram respins, dar când făceai muncă, era o comisie, te duce în fața comisiei și dacă nu erai mai... Depinde unde selecta el această chestiune. Ei știa. Și ultima chestiune, am mai avut o selecție în lagărul A, de altă selecție, vedeți aici. În lagărul A... Ce se selecta? Haideți să o luăm așa să înțelegeți. În lagărul A... Selecție la ce? A venit un patron. Asta știu. A venit un grup de ofițeri germani și în fruntea lor, în haine de piele, un cetățean cu monoclu. Și lua copii. Dar nu mai era selecție de
de asta, de Mengele. Știam pentru să plece de la Auschwitz, dar văd că numai copii era. Nenorocul meu este că toți prietenii mei de la Târgu Mureș, că totuși eram grupați, au fost selectați. Eu nu. Păi, eu aveam o chestiune, niciodată să nu fiu singur. Ăla era, știam că ăsta a pierdut tot, dacă nu eram cu haită, folosesc termenul, aveam un grup, să spun. Și cu mâncare și cu tot, că ăsta era o supraviețuire. Singur erai pierdut. Dintr-o dată era noroi. Am luat la fugă. Trec dincolo. Era un capod de ăsta, m-a văzut. A început să urle. Și m-a luat așa de râd acum, de aici. Și mi-a dat un șut în fund. Și am venit drept în noroiul ăla, dar urlam, iară urlam. Cred că am impresionat. Se duc și eu acolo, aia, a tăcut toată lumea. Și m-a băgat și pe mine în grup. Ce a avut în grup ăsta, nu știu, până ce a urmărit, că ne-a schimbat și hainele, ne-a dus la spălătorie, ne-a spălat. Până am auzit că nu ne-am mai fost dus la fabrica lui, că, cum îl cheamă, rușii sovietici a tăiat liniile de comunicație. Ei, vreau să spun, asta a fost singura secție care aveam șansă să plec din Lager. Ligă, din Birkenau. Mai era o chestiune, la Auschwitz, vedeți, eu eram mai bine îmbrăcat. De ce? La un moment dat, ea a renunțat la haine vărgate și primeam haine civile. Din ce însemna? Aici era tăiat cu o vipușcă băgat o bucată vărgat și în spate. Iar aici, zicem, eram tuns cu 3 și la mijloc cu 0. Chiar dacă fugeai aici, trebuia un timp. Știți că era pielea mai închisă decât restul. Vă tundea așa în caz că evadați să vă recunoască lumea? De ce vă tundea așa? Cred că de asta. Că dacă evadez, să fie mai ușor recunoscut. Așa și de ce aveam o haine mai bune? Acolo era grămadă. Pantof mic. Eu fiind copil, unii era mici, la nimeni nu era bun. Pantoful era mai mic, pentru care mie era bun. Și din cauza asta, de regulă, eram destul de bine, la un moment dat, destul de bine îmbrăcat. M-ați înțeles? Adică puteam, că la nimeni nu venea. Mai era o chestiune la Auschwitz, ca să nu depășesc, până mergem mai departe, sinucideri, destul de multe. Care era sistemul de sinucidere? Special la femei am văzut. Era gardul de sârmă, unde venea cu gardul de sârmă și punea mâna pe sârmă și electrocutau. Asta era foarte multe sinucideri. Aceasta era cea mai uzitată metodă de sinucidere la Auschwitz? Da, da. Era cel mai ușor. Că era turnul de control. Dacă vrei să treci, ăla trăgea, dar ăla de asta. Dar la gard puteam să apropii, fără nicio problemă. Repezeam la gard. Și o altă chestiune, am avut această credință că voi scăpa. Și că fiecare zi care trecea, pentru mine era o victorie, că am mai trecut o zi, și o să spun. Dar tot eu aveam credința asta că trebuie să scap. Dar cum așa? Așa am avut. Credința mea că voi scăpa. Vizualizați ceva, libertate sau cum? Da, da. Bine, vizualizam libertatea, eu trebuie să scap. Nu, vorbesc serios, asta e o chestiune dată încredere. N-am voie să, și așa cred că și de select, ție și tot. Și să știți, când eram cu grupurile de copii, cu gașca, hai, eu tot eram fost un, deci eram multor mai liber, eram un fel de lider. Nu eram niciodată mâna a doua. Cu mama dumneavoastră cum v-ați întâlnit? Eu n-am întâlnit, cu mama a ieșit până la gard, eram în lagărul D. Când am aruncat eu piatra și cineva a dat ei și a ieșit ea la gard, adică la gardul de sârmă. Asta s-a făcut de două ori, pe urmă n-am mai reușit că ne-am blocat. Și am aflat ulterior, tot cu un consătean de-a mea, că a fost selectat, adică. Dus la gazare?
Și tata la fel. Dar tata a fost selectat din spital. Când ați auzit că mama dumneavoastră a fost gazată, ce a spus? Păi de ce eram? Să știți că eram foarte... Nu mai părea mie ceva treburile astea, așa. Eram deja... mintea cu moarte, cu chestii, că nu mai eram. Eu aveam sigur tata că trăiește. Asta n-am știut până când am venit acasă. Atunci am aflat. Acolo nu. Eu spun sincer, dacă știam, eu nu mai veneam. Prin 21-22 ianuarie, o să spun de ce merg pe data asta, că Auschwitz-ul a fost eliberat în 27. Eu la 25 o să revin, am ajuns la Mauthausen. Deci cu vreo 3 zile înainte să ajung la Mauthausen sau 4, a fost evacuat lagărul. I-am plecat cu ultimul transport. Sigur că a venit și ne-a transmis că cel care considerăm că nu putem merge, să rămâie pe loc. Și rămâneam pe loc cu gemenii ăia care a fost eliberat, deci pe care ați întâlnit. Dar eu aveam experiență, cei care nu pot să lucreze, se execută. Nu prea are șansă și atunci totdeauna mergi cu munca. Eu, fiindcă am plecat ultimul transport, noi eram înconjurați din 10 în 10 metri în ambele părți cât un este și cu câine. Drumul, ambele părți, era plin de oameni împușcați la cap. La cap, nu știu, că zice că era dum-dum de asta. Tu te pricep mai bine, care se explodea în cap acolo, era pe marginea drumului plin. Deci eu știam că dacă rămân, asta te așteaptă. Ne-a îmbarcat în vagoane de vită, deschis așa. Deschis. Acolo m-am trezit în acest vagon și cu un grup de copii polonezi și ucranieni. Și cât mai mici, dar nu evrei. Condus de un învățător, Betnare, chema, polonez. Nu vrea să ne primească, dar n-avea încotro, că ne-am atașat de grup. La un moment dat, știu că am trecut prin Brno, a oprit trenul, că am avut gara, și am fost atacat de niște patrioți cehi. Arunca asupra noastră cu chifle. Că adică, ei vă ajutau? Da, sigur, de azi zic, atac în ghilimele, cu chifle, nu cu pietre. Sigur că da, a fost această chestiune, cred că așa. Și aici am ajuns cu acest tren la Mauthausen. Mauthausen a fost unul din cele mai grele ragăle din Germania de muncă, carieră de piatră, renumit. Muncă grea. Am ajuns la 25 ianuarie, de am spus că când am plecat de la Auschwitz. Am stat 4 zile, la 29 în Mauthausen, o lagăr grea. Dar eu n-am simțit greutate, că am stat 4 zile. Ne-a băgat țiu minte în baie, ne-a dezinfectat, punii care a... de băiatul ăla de la Târgu Mureș, cu care era cu mine, ne-a despărțit, că a avut degerături la degete. Pe drum, până atunci n-a simțit, că acolo am aflat. Uite, eu n-am avut nimic nici acolo. Dar cum erați atât de puternic? Nu știu, nici eu, divinitate, așa am spus. Că am fost întrebat și de domnul Wexler, care președintele, cum am scăpat, zic, divinitate m-a ajutat, nu știu nici eu. Și am ajuns la Melk. Melk era un lagăr subordonat, Mauthausen, Mauthausen era lagăr central și mai avea... Acolo am fost prima dată când a văzut copii, adică în lagăr. Eram noi, ăștia care eram noi, era grupul polonez, câțiva ucranieni sau ruși, noi ziceam ruși, acum o fi fost ruși, ucranieni, prea puțin contează. Și noi, eram noi un maghiar și câțiva vreo trei cehi. Aici nu mai era conducerea SS, era conducerea Wehrmacht. Șeful lagărului acolo era un fost franctiror francez. Adjunctul lui a fost un austriac care a fost împotriva Auschwitz-ului, adică încorporarea Austriei la Germania.
Și a avut o grijă pe toți, ăsta ne-a salvat, ne-a băgat pe toți în bucătărie. Toți copiii, dimineața cu noapte în cap, intram la bucătărie și ieșeam din bucătărie. Noi curățam cartofi și spălam pe jos, dar eram la bucătărie. Faptul că fiind la bucătărie, oricum aveai o mâncare mai consistentă, că era el aia bucătărie. În noiembrie, decembrie, așa ceva, am fost ultimul care am fost tatuat. Vedeți că se vadă și numărul B14849. Uh-huh. Așa vă chema pe dumneavoastră? Asta era numărul meu, da. Și numele? Asta era numele în acest moment. Uh-huh. Dar asta aveam avantajat, că în acest moment erai cineva, aveai un număr ca Vita. Până când n-aveai număr, nu se știa nimeni. Când l-ați văzut prima dată pe Mengele? Cum am sosit? Cred că el era acolo, în grupul ăla, la sosire. Doar o singură dată l-ați văzut? Nu, pe la toate selecțiile. El a făcut, în cazul meu. Și cum arăta? Deci vreo 4 ori, bărbat bine. Bine, era un uniformă, chestii, spilcuit, aranjat, tânăr. Dar nu, niciodată n-am văzut singur. Adică cu grup de ofițeri germani însoțit. Dar totdeauna când venea zvonul, că era ca Mengele în lagăr. Dacă auzeam Mengele în lagăr, când m-am învechit și eu puțin, imediat luam măsuri de apărare. Adică să mă ascund cumva undeva. Dar cum putea să vă ascundeți? Păi se poate, fiindcă el era la mit barăci și nu făcea selecție la toate bărăcile, la una fixa. Care erau criteriile lui de selecție? Cum? Păi era 2 criterii. Unu, depinde cum mergea selecția. Selecția era, de pildă, felul următor. Prima dată a dezbrăca până la brâu. Erai și mic copil. Copil era... Noi aveam mai multe pericole. Aveam pericole a selecției și era și pericol homosexualilor, care e o altă problemă, care era în lagăr, avea pentru ei, că ăștia era și șef pus, că era german de regulă. O altă formă a fost care am spus că treceai la anumită înălțime. Nu ajungeai la înălțime, gata. Sau erau mulți deținuți și atunci selecta așa cu totul. Din rând și ne băga cu totul. Asta a treia formă. Acum să știți că unele transporturi care au fost la Auschwitz, asta a apărut și în documente, nici n-au mai fost selectați la peron acolo. Direct a fost trimis la gazare. Care a fost cea mai mare frică a dumneavoastră cât ați fost în lagăr? Selecția și boală. Selecția. La Auschwitz. Dincolo n-am mai avut selecția. Dincolo era mâncarea. Mauthausen n-am avut mâncarea. Asta n-am vorbit, că după Melk, când Melkul iar venea sovietice, când a spart frontul la Viena. Melkul iar m-a dus înapoi în Mauthausen. Mauthausen, pur, m-am fost separat. Mauthausen lagăr a fost și dezbinete stăpânește. Antisemitismul împotriva evreilor. Bine, a fost și la Auschwitz, dar la Mauthausen a fost mult mai pronunțat treaba asta. Și la un moment dat, pe noi evrei, ne-a separat. Și ne-a dus într-un lagăr de corturi, unde a apărut și tifusul exantematic. A început acolo, prima dată, apare tifusul exantematic în lagăr. Era și cu mâncarea. La un moment dat am făcut rost de o bucată de piele de cal. Piele de cal cu păr și proaspăt, nu piele... Și câteva zile tot rânțeam la el. Sau când am coborât prima dată din tren la Mauthausen, era rapița. Și ne-am băgat în rapiță. Acum sunt case acolo. Ne-am atacat câmpul de rapiță și a început să tragă nemții și mâncam rapiță așa, verde. Când v-a fost cel mai foame în lagăr? Ei, la Gunskirchen. Asta n-am ajuns acolo, înainte de eliberare. Cum a fost? Cel mai groznic. Păi acolo nu mai era apel, nu mai era nimic, eram într-o pădure.
dimineață, dacă în baracă eu nu puteam să... Dacă mă lăsam jos și ridicam, nu mai aveam loc. Că dimineața și aici morți și acolo, morți de tifos. Toate ziua ne ocupam de spăduchire. Asta era principala mea preocupare ziua. Niște păduchi, le-am să deschid. Eram într-o pădure, dimineața era niște cozi, bătăi de ea, niște carcalete de ea, a dat tot cu bătăi la coadă, nu știu ce. Noroc că n-am stat mult. A venit americani, însă când a fost de la Melk. De la Melk, când am mers pe Mauthausen, tot, eu eram băgător de la toate, eram cu grupul meu și eram în deluș. Acolo iar era ceva mâncare la mijloc. Și am luat cu asalt și a venit un neamț, deși era Wehrmacht, de acolo se putea fugi. Și unde să fugi în Austria, nu știi limba, nimic, asta e ușor de spus, e greu de realizat. A început cu un fel de coadă de lopată, lovea, uite aici m-a lovit. Și am pierdut și sânge, ăsta am fugit, era, credeam că mor, că pierd și sânge. Și colegii ăla cu care eram, unul de la Budapesta și doi slovaci, acum aveam alt grup. Doi copii din Slovacia și unul de la Budapesta, cu care și m-am eliberat cu ăștia. De când ați plecat de la Auschwitz? V-ați mai întors vreodată înapoi? Nu, n-am mai fost. Acum, anul trecut, puteam să merg, am fost invitație, puteam să merg cu fiul meu, dar soția nu se simțea bine, am și pierdut între timp și am renunțat. Asta a fost motivul. Vă este teamă să resimțiți sentimentele, senzațiile de atunci? Simțeam, nu simțeam, mergeam. Ce se întâmplă? Totuși duceam ceva pământ, acolo sunt înmormântați în ghilimele. Și tata și mama, și cum am spus, n-ai un mormânt al Auschwitz, este cel mai mare mormânt al omenirii. Ați spus că sunteți cel mai tânăr dintre cei care au supraviețuit acolo? În România, categoric, asta spun, că am eu datele statistice. Dar am rezistat, uite, de asta am spus. Eu am pus totdeauna problema că am supraviețuit. Nu pot explic divinitate. Cum explic eu când am luat tifus? Când am fost bolnav, uite, când murea lângă mine de tifus, eram și eu plin de păduchi. Deci eu n-am avut. Și nu pot, sau scarlatină. Eu scarlatină acasă n-am avut, nu pot să spun că am avut imunitate. Nu pot să spun că am avut imunitate de tifos. Unde să am? N-am avut. Ce vrea cel mai poftă cât ați fost în lagăr? Presupun că vă gândeați la mâncare foarte mâncare, mult. Mâncare la vers, ne-am instalat în curtea unui... În primul rând, când am ieșit din lagăr, era armata americană, venea toate cu mașini, era la ei cai chestii de asta. În jeepuri mic, câte doi, cu mitraliere și infanteria în camionete mici. Ne arunca cu ciocolată și cu țigar armata, militari așa, pe stradă, pe drum. Ne arunca. Urma a spart, a ieșit, strada era plin, ruși, prizonieri ăștia care s-a... La Vels, când am ieșit, am ajuns la Vels, ne-am instalat în curte. Eu știu când am instalat la noi, că să facă șef, unul de la Budapesta. Zice că ar fi fost cantor, nu știu, avea o voce bună, într-adevăr. Habar n-am. Mă rog, acolo localnicii ducea mâncare. Acolo ne-am dat și de un grup de prizonieri români, de la Tudor Vlamimirescu. Tot acolo. Aia făcea mâncare. Când a auzit că eu sunt din zona asta, a început să ducă și ei ce făcea pentru ei, ducea și pentru noi mâncare. Și la un moment dat, americanii ne-au adunat acolo, la Vels, și ne-a băgat într-un lagăr, zice, într-o clădire, zice, lagăr. Eram cu băiatul numai de la Budapesta, atât am rămas. Mai luați și zic. Eu mă duc să văd, să organizez ceva mâncare aici, că nu mai merge ce facem pe aici, să văd terenul. Când am venit înapoi, mai Otto zice, a venit niște ofițeri americani și vrea să ne ia într-un sanatoriu. Și am spus că fără tine nu mă duc. Și a spus, și ce facem?
Păi am spus, m-a întrebat dacă ești copil și am spus, dar și-a trecut și pe tine. Și așa ne-a luat americanii și ne-a dus la Schallerbach-Baden, în refacere, pe care am. Aveți o fotografie de la eliberare? Puteți, nu. Uite, Otto, spune, i-a spus toate documentele, a apărut, uite, uite. Dar n-are importanță, că eu sunt aceeași persoană. Și la internarea în spital se vede greutatea la 33 de kilograme. 33 de kilograme. Vă văd aici în privire o determinare extraordinară. Păi sunt, eram. Da. V-a salvat în lagăr tupeul, că din ce-mi povestiți, erați un om cu tupeu, întreprinzător. Păi eram. La 14 ani? Pe altfel nu scăpam, da. Da, pe altfel nu scăpam. Cât ați fost în lagăr la Auschwitz, care era cel mai mare vis al dumneavoastră? Să-i eliberez. Deci libertatea era... Libertatea, libertatea. Asta să știți că nimic nu se poate măsura. Eu spun, acum mai este și o problemă. Când am spus noi, când am spus că ne vedem în Palestina, deși Palestina nu era încă țară evreilor, era un vis. Acum eu multe ori văd și pe ai noștri, întrebări sinceri, care pleacă, nu știu ce. Unii nu știu ce înseamnă să ai o țară care te apără și nu că protestează, te apără și unde la nevoie poți să te duci și te primește. Nu realizează. Adică când nu ai și lupți pentru așa ceva, bine, noi am luptat 2000 de ani ca să avem această țară recuperată, hai. Și acum i-ați văzut încă cât de zăpăceală acolo. Dar când mă văd ultor ai noștri, adică nu realizează ce înseamnă să ai o țară. Ce credeți că i-a ajutat pe supraviețuitori să treacă, să supraviețuiască? Care a fost calitatea comună a tuturor supraviețuitorilor calitatea de la Auschwitz? Comună a fost a supraviețuitorilor că a fost, cum să spun, mânați. În primul rând, majoritatea să plece în Israel, că a plecat, și dacă citiți, foarte mult și-a și pierit acolo, în luptă. Dacă eu mergeam acolo, nu veneam acasă, nu știu dacă trăiam sau nu trăiam. Că oricum mă încadram, mă integram în mișcarea asta de independență, categoric. Așa. Și a doua chestiune a fost că ei, biologic, a fost toți mai puternici care au supraviețuit. Asta este. Dacă n-ai fi fost rezistenți, mai ales de vârsta mea, nu se putea. Aia care a scăpat copii, adică chiar dacă avea 16 ani, cum e Elie Wiesel și ăștia, a fost rezistenți. Uite, taică-s-o n-a rezistat, el a rezistat, el a murit. El a rămas cu taică-s-o. A murit lângă el. Și părinții dumneavoastră sunt înmormântați în gropi comune la Auschwitz? N-au fost deloc gropi comune. Ei a fost tar și aruncați în Vistula, să împrășteați în câmpurile poloneze. Cenușele lor. La un moment dat, când vedeați fumul la Auschwitz, știați că e de la oameni. Categoric. Și mirosea, ieșea. Pe multe ori venea transporturi din Cehia, care știam, și în Ungaria, care nu mai trecut nici selecția lui Mengele, nimic. Direct în... Să știți că a apărut această chestiune, că nu băga toți, a început selecția, în moment ce avea nevoie și ei brațe de muncă. În moment ce avea surplus, n-avea nevoie, băga cu totul. Nu se poate descrie ce avea în capul lor acest criminal. Nu. Și făcea, ducea fanfară, asculta o muzică, mă rog. Era... Da, unii îndemnați de ascultă muzică cultă, chestii. Ați intrat în vreun crematoriu? Nu. Eu n-am intrat. Păi dacă intram, nu mai ieșeam acolo. Erau și împușcați în lagăr sau doar duși la crematoriu? Ați văzut vreo împușcătură? Ați auzit? Eu n-am văzut împușcături, dar citit că a fost împușcături cei care vrea să evadeze chestii de asta. Eu personal n-am participat la împușcături. Dar n-am văzut, adică n-am avut treabă. Nici ăștia care
era pe marginea drumului când am plecat și vedeam plini împușcați. Eu n-am rămas în urmă, că dacă rămâneam în urmă, eram tot și eu acolo. Cine rămânea în urmă era împușcat? Sigur. De ce? Era drumul plin, cu oameni împușcați, în ambele părți. La evacuare, de la Auschwitz, adică drumul ăla spre gara de la... unde ne-am îmbarcat în tren. Ați avut coșmaruri după Auschwitz? Vedeți, dumneavoastră, eu, la un moment dat acolo, am rămas cum e cartea aceea, singur pe lume. Adică în acel moment când am mai rămas cu mama, nu știu, acum pe toți vedeam în acea situație, când vezi pe toți grămadă, nu realizez toate, că nu eram numai noi, eu, toți, cu bunici, cu ăla. Dar și acum, în imaginea mea, mama acolo, pe cumnata aia, bunica, în rând, ultima imagine pe care o ai, sau să, cum să nu ai, că pe mama n-ai putut nici să sărut, să desparți o vorbă să spui. Te-ai trezit separat, complet. Vă amintiți ultimele cuvinte pe care vi le-a spus mama dumneavoastră? Păi nu mai am nimic. Nimic. Săraca, când a scris în ăla, scrim de scrisoare, ăsta e ultimele cuvinte. Săraca spunea ea cum păstrează o pâine pe azi pe mâine, ca să sfătuia și pe mine, într-un fel, ca să am această chestiune, deși eu știam treaba asta. Dar verbal vă aduceți aminte ultima oară când v-ați despărțit de ea ce v-a spus? Păi na, nimic, fiindcă așa de fulger a mers în tren, că ne-am trezit separat. Urlete, țipete, când a deschis vagoanele și întuneric, că nu mai puteai nici să discuți. Singur că m-am trezit cu tata. Că țineam după el. Că femeile, știți, separa repede. Sau pe verișorul ăla al meu, care era un an mai mic. Singur lucru ce am rămas în imaginea mea, că era lângă maică sa. După aceea ați aflat ce a fost, de fapt, Auschwitz? Că spuneați că nu știați ce e Auschwitz. Păi dacă când m-a selectat acolo, se spune cei cu 16 ani să ieșim. Și spun dacă nu ies. Au ei documente și lichidează familia, bunici familia. Credeam că altfel nu ieșeam, ca să rămân cu tata, n-aveam. Și atunci hai să ieși, să nu omoară și pe tata, și pe mine, și pe mama, și pe toată lumea. Și așa a făcut și ceilalți. Nu credeam nici acolo că acest lucru putea să se întâmple, dar să știți că se întâmplă în aceea zi. Lichidarea celor care sosea, nu mai stătea o zi, care era direct dirijați de la peron la crematoriu. A fost un moment în care ați fost tentat să abandonați lupta? Niciodată. Și aveam încredere că eu trebuie să supraviețuiesc, chiar cu selecția, cu tot. Chiar când am fost și am spus că am scăpat de ultimul moment din selecție, și atunci aveam de-aia am așezat în primul rând că ceva trebuie să întâmple și să scap. De asta e. Ce este libertatea pentru dumneavoastră? Totul. Libertatea este totul. Cine nu știe, mă rog, nu știe ce înseamnă libertate. Pentru mine este totul. Libertate, mai scump decât orice. V-ați gândit vreodată să vă răzbunați pentru ce ați pățit? Am fost animat de acest sentiment și nu numai eu. Adică să plătesc, adică o chestiune de asta. Dar acasă, pur, m-am schimbat. N-am mai fost. Cu trecerea timpului am schimbat, adică să plătească vinovații, nu toată lumea. V-ați gândit vreodată că visul dumneavoastră de a fi liber interacționează cu visul unor nebuni, cum a fost Hitler, de a extermina toți evreii? Cum interpretați visurile bolnave? Cum interpretez lumea, e condus de și oameni bolnavi și în zilele noastre. Eu niciodată n-am gândit că după cele întâmplate vor mai fi problema antisemitismului. Dar nu, că acest lucru a dispărut. Dar uite, a fost pierdut Hitler, a pierdut ăla, eu nu spun, uite, România, hai să... În România nu există, nu putem vorbi de un antisemitism de stat sau ceva, dar persoane care mai sunt cu
deși nu sunt evrei, nu sunt, în România nu sunt, noi suntem vreo 6.000. Ei, toate România sunt localități fără evrei. Totuși sunt persoane care au în cap așa chestiunea aceasta. Interpretez ce se întâmplă. Este foarte greu, e probleme de educație. După mine, probleme de educație totul. Iar, cum să spun, mult mai ușor dezvolți economia, schimbi economia, de să schimbă mentalitatea. Bun, dar Hitler a fost educat, Mengele a fost educat, toți inginerii nemți au fost educați, armata educată. De ce s-a ajuns da, cu educația? Dar vedeți, dumneavoastră, după ce sunt prins, că pare rău, că nu știu ce, că executat ordinul. Aici e problema. Germania e un popor disciplinat, ordine, față de noi, că la noi sunt mai libertini în gândire. Nu, asta e latină, partea latină e mai, și francezii și italieni. Masa totdeauna a fost manipulată de oameni educați. Asta e categoric. El folosea poporul, nu știu ce a fost, ce a determinat pe el pentru această chestiune, dar masa asta a fost educat. Dacă ați putea să opriți toate războaiele din lume, cum ați face asta? Cum ați... Nu se poate. Nu se poate. De ce? Nu se poate, că în firea omului. Nu se poate. Dar pacea nu e în firea omului? Este în firea omului, dar și războiul. Războiile au fost întotdeauna. Eu nu văd. Sunt interese. Credeți că se mai poate repeta catastrofa de la Auschwitz? Nu. Nu pot să repete și să spun dumneavoastră de ce. Când a fost Auschwitz-ul, noi eram un popor fără apărare. Astăzi, noi, care suntem în lume, avem o țară, după mine, o țară destul de puternică, eu vorbesc Israelul, care tot timpul deja altfel pune problema decât când nu erai pe nimeni. Adică, cel mai bun caz, un ambasador înainte făcea un protest. Și cu asta gata. Nu, e greu. Eu nu văd acum că se poate întâmpla. Că sunt, cum e Iranul, că amenință, că nu știu ce, dar ca să fie un holocaust total, e nu se poate. Care sunt visurile dumneavoastră acum, la 90 de ani? Visul meu la 90 de ani este ca să... Eu mai, mă rog, nu știu cât mai am de trăit, dar cât am de trăit, și să fiul meu să fie liber și fericit.